Întreținerea filtrului de aer pentru motocultorul RO500, modele vechi vândute înainte de anul 2015. Se desfiletează piulița fluture a filtrului de aer. Se scoate capacul filtrului de aer. Se scoate din capacul filtrului de aer buretele filtrant și se curăță cu benzină. Curățarea regulată a buretelui filtrului de aer duce la un consum scăzut de benzină, prelungește durata de viață a carburatorului, a bujiei și a setului motor. Se scoate capacul inferior al filtrului de aer. Se golește uleiul uzat din suportul filtrului de aer și se curăță acest suport cu o pensulă folosind diluant. Se pune ulei de motor 15W40 în suport, până la nivelul indicat, marcaj aflat pe suport, sau 60 de mililitri de ulei. Se îmbibă în ulei elementul filtrant, buretele, după care se montează la loc în capacul filtrului. Odată ce buretele este umezit cu ulei, particulele de praf ce nu sunt reținute de uleiul din suportul inferior al filtrului vor fi absorbite de către burete, lăsând să treacă spre motor doar aer curat. Se montează capacul filtrului. Operațiunea de curățare a filtrului se realizează după fiecare 8 ore de lucru. Realizarea regulată a acestei operațiuni prelungește durata de viață a motorului cu 75%.